Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. Un tânăr de 26 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un camion. Străzi înfundate cu noroi până la glezde pe multe străzi din Giurgiu. În Consiliul Județean nemulțumirile apar tot când este vorba de bani. Medicii de familie nu vor mai avea limită impusă la numărul de pacienți. Astra Giurgiu speră că va depăși problemele financiare. Un grav accident de circulație s-a produs ieri după amiază în județul Giurgiu. În apropierea localității Letca 9, pe DN61, un tânăr neatent a lovit pe contrasens un autotren care circula regulamentar. Neatenția la volan a dus la moartea șoferului imprudent, chiar dacă după rănirea gravă a acestuia, transportul către spital s-a efectuat rapid cu elicopterul. Atenția la volan constituie un important factor în derularea traficului rutier pentru o circulație fluentă și mai ales lipsită de evenimente rutiere. Neatenția unui tânăr de 26 de ani a constituit cauza unui grav accident de circulație petrecut în după amiaza zilei de ieri pe drumul național 61 în apropierea localității Letca 9. În trista întâmplare rutieră, survenită în jurul orei 14, imprudentul șofer și-a pierdut viața în coliziunea cu un autotren care circula regulamentar. Ieri, în jurul orei 14:20, un tânăr în vârstă de 26 de ani din municipiul Alexandria, județul Telorman, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul național 61 cu direcția Ghimpați, din cauza neatenției la volan, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autotren condus regulamentar de un bărbat de 47 de ani din Medgidia, județul Constanța. În ciuda eforturilor de degajare rapidă dintre fiarele torsionate ale mașinii și a punerii la dispoziția unui elicopter pentru transportul rapid către spital, tânărul șofer al Daciei Docker n-a mai putut fi salvat. În urma accidentului, conducătorul autoturismului a fost rănit grav și transportat cu un elicopter la un spital din București. Ulterior, acesta a decedat. Șoferul autotrenului a fost testat cu etilotestul, dovedindu-se faptul că acesta nu a consumat băuturi alcoolice. Totuși, pe numele acestuia, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii uciderii din culpă. Noroi în loc de asfalt. Asta au giugiuvenii care locuiesc pe străzile din apropierea șoselelor Ramadan și Alexandrii. De fiecare dată când plouă, străzile devin impracticabile, noroiul depășind pe ele chiar și 10 cm. Oamenii spun că s-au săturat de promisiuni și de faptul că de fiecare dată sunt nevoiți să-și scoată apa din curți și să se încalțe cu cizme de cauciuc. Noroi, mocirlă și apă cât cuprinde. Așa arată străzile Prunaru, Ancorei și intrarea Izvor din municipiu, unde locuitorii din zonă trăiesc un real coșmar. Ori de câte ori când plouă, oamenii sunt nevoiți să meargă prin noroi și să ocolească bălțile imense. Lucrările efectuate la extinderea rețelei de gaze și la cele de apă și canal nu fac altceva decât să le îngreuneze cei câțiva metri ce iau de parcurs de la poartă până în șoseaua principală. Pe intrarea Izvor, situația stării străzii devine chiar periculoasă pentru persoanele în vârstă. Din cauza noroiului prea mare, oamenii spun că nici nu se pot deplasa pentru că este posibil să alunece. Suntem bătrâni și nu putem să mai ieșim, să mergem pe ea pe noroiul ăsta. Alunecăm, împăcem, că nu putem. Că altceva, nici cu cizme nu putem noi să mai ne încălțăm astea bătrânii. Că nu ne mai putem să ne descălțăm la oră. Și așa că ne ținuim pe aici așa. Așa se întâmplă de fiecare dată când plouă, nu? Da, da, mereu este așa. Era aici lăcarea, dar acum s-a amestecat cu pământ. Da, a venit cineva din partea primăriei să vă spună, domne, asfaltăm, să ia vreo măsură? Ce am auzit așa la televizor, la asta, dar n-am văzut pe nimeni să ne întrebe până acum. De câți ani este această stradă în această situație? Păi cam de când am venit noi aici, să ne-am mutat cu colectivul odată. Cum ați trecut prin noroiul acesta? Am trecut așa cu cizme, ne-am încălțat cu cizme, ne-am... Așa am trecut. A fost vreodată asfaltată? N-a fost niciodată asfaltată. De cât timp v-au spus că o să asfalteze? Păi ne-a spus că o asfaltează de un an de zile. A spus că o asfaltează, dar n-a asfaltat nimic. Dar problema e că, uite, nu se face ce trebuie să se facă. A pus amărâtul ăsta de nisip ce a pus aici și ăsta l-a luat ploaia pe tot și e mai rău ca și înainte.
Așa că asta este. Aceeași problemă o găsim și pe strada Prunaru din cartierul Ramadan. Aici oamenii spun că s-au săturat de promisiuni și de faptul că de fiecare dată sunt nevoiți să-și scoată apa din curs și să se încalțe cu cizme de cauciuc. Ne propunem fiecare an că face, mai decopertează, mai nu știu ce să vă spun. Ridică mereu, adus iar material în sus, ne intră apa în curte, WC-ul s-a ridicat și asta care nu e legat. Oamenii, uitați, a pus 20 de centimetri de pietrici de ăsta, cum a plouat, s-a făcut numai de nevilă, numai... În fiecare an ne minte, în fiecare an, gata, la anul vă facem, vă dregem, dragi, de vreo 10 ani de zile numai așa. Propune că se asfaltează, că se aranjează strada, nimic, 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 nimic. Decât suntem buni să mergem la vot, să spunem da și atât. Când plouă, cum ieșiți după asta? Aici, păi vă rog frumos să veniți să vedeți cu cizmile este și copiii la școală și tot. Păi nu, nu se mai poate ieși. Apa din gard în gard. Da, da. De câți ani aveți această problemă? Păi cred că e de vreo 10 ani de zile. Mai bine, mai bine. Ne mintem fiecare an, vă facem, vă dregem, da, uitați. Numai așa este. Vine, trage cu tractorul ăla odată cu lama aia în dreapta așa un pic și cum o ploua a doua zi, pac, se face la loc. Situația se repetă și pe strada Ancorei. Aici noroiul, mocirla, dar și bălțile imense sunt nelipsite din imaginea străzii și parcă predestinate pentru numele acesteia. Calvarul giurgiuvenilor care locuiesc în astfel de condiții ar fi trebuit să se sfârșească odată cu introducerea utilităților. Însă, cum se întâmplă de fiecare dată, mai trebuie să mai treacă ani buni ca să se realizeze ceva și să se vadă o schimbare. Cu foarte puține excepții, în ședința de astăzi a Consiliului Județean Giurgiu, discuțiile în contradictoriu au apărut din nou tot atunci când a venit vorba despre sprijine financiare. Deși inițial se părea că proiectul pentru acordarea unor sprijine va fi votat repede, au fost exprimate și câteva nemulțumiri. Consiliul Județean Giurgiu a luat astăzi în discuție un proiect care cuprindea numai puțin de 76 de sprijine financiare, la care s-au mai adăugat câteva propuse pe loc. Poate numărul mare sau poate fiindcă nu există ședință în care să nu apară un astfel de proiect, acestea ar putea fi motivele care l-au nemulțumit pe Constantin Buduru, el apreciind și că astfel de hotărâri contează pentru campania electorală. În fiecare ședință vă spun că noi am început să exagerăm cu aceste sprijine financiare. Sunt instituții ale statului, cea de prestații sociale și noi când vine un cetățean cu asemenea solicitare, trebuie să vedem. Are de la prestații sociale, are de la primărie, are venit, nu are venit. Dacă stăm și ne gândim, în situația celor care sunt pe această listă, poate unii chiar au trebuit să primească acele sprijine, sunt foarte mulți în județul Giurgiu. Nu comentez nicio poziție după acea listă, dar vă spun sincer, că dacă stăm și ne gândim, apare ca o mită electorală anticipată a acestei sprijine financiare. De asta spun că facem verificări să vedem și care este, dacă poate să aibă mașină Mercedes și el să vină să ceară un sprijin financiar. Deci facem toate verificările necesare. Dar excepția să nu devină o regulă la acest consiliu. Tocmai, asta spun și eu. Cele mai multe sprijine financiare au fost acordate unor persoane fizice, iar valoarea fiecărui sprijin, cu puține excepții, a fost între 1000 și 2000 de lei. În schimb, nu au lipsit, ca de obicei, sprijine pentru biserici, acestea fiind, de la caz la caz, între 20.000 și 70.000 de lei. La acest capitol a avut de obiectat consilierul George Pălălău, care ar fi dorit o atenție mai mare pentru educație și sănătate, dar președintele Vasile Mustățea l-a contrazis și pe el, arătând că de școli ar trebui să se ocupe pe consiliile locale. Astăzi constat că din nou avem pe lista sprijinilor financiare o serie de biserici care vor primi ajutor din partea Consiliului Județean. Dacă puteți să ne spuneți, da, vă spun, deci ați mă ascultați puțin. Deci vă dau un răspuns. Și v-am rugat că atunci când avem pe ordinea de zi aceste sprijine, să ne uităm un pic și către școli și instituțiile. Deci vă dau imediat sănătatea populației. Mi-a spus că nu se poate. Văd că pentru toate găsim soluții, mai puțin pentru învățământ și sănătate. Atâta timp cât Consiliul Local nu face nimic ca să-și rezolve problemele în școli, noi ce facem? Nu există, noi sunt sub autoritatea noastră. Noi avem școala specială. Unde... Da.
Și unde? Ne facem datoria cu scrierea la carte. Lista sprijinelor financiare aprobată astăzi, foarte lungă, de altfel a mai provocat și alte discuții, dar în afara ședinței. Au existat opinii potrivit cărora o anume doză de interes electoral tot există la acordarea unor sprijine. Proiectul a fost însă votat de majoritatea consilierilor. Director al zonei libere Giurgiu, consilier județean și purtător de cuvânt al PSD Giurgiu. Acestea sunt funcțiile ocupate până în prezent de tânărul politician Răzvan Cuc. De ieri însă, Răzvan Cuc ocupă și o altă funcție la un alt nivel. Politicianul giurgiuvean a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Răzvan Alexandru Cuc a fost numit ieri secretar de stat în Ministerul Transporturilor de către premierul Victor Ponta. Proaspătul demnitar are așteptări destul de mari în urma acestei numiri. Ca și așteptări, vă spun că am multe așteptări de la mine, dar am și în același timp foarte multe obligații, pentru că această funcție, pe de-o parte, are o dublă conotație. Pe de-o parte, trebuie să dovedesc competențe și eficiență la nivel național pentru proiectele care sunt trebuie impuse și trebuie puse în aplicare de către guvernarea Ponta și, pe de altă parte, niciodată nu trebuie să uit locul de unde am plecat, că așa este normal și aici mă refer la Giurgiu, unde știm că avem o grămadă de probleme rămase nerezolvate de-a lungul timpului și știți foarte bine podul de la Grădiștea, totodată un punct foarte important este și șoseaua de centură care trebuie cât de cât găsit o soluție pentru a fi, fiindcă vedem blocajele care sunt au început să apară în ultima perioadă aproape seară de seară. Deși s-a vorbit de multe ori despre acest subiect, numirea sa în această funcție l-a luat prin surprindere. Răzvan Cuc este mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut până în prezent și speră ca și noua funcție să poată să facă același lucru sau mai mult. Sincer, m-a luat prin surprindere. Știți că au existat discuții în trecut vis-a-vis de o numire a mea în cadrul unui minister, dar m-a luat prin surprindere într-un mod plăcut, un mod care, repet, mă obligă la muncă foarte multă și de la care de altfel nu mă dau în spate. Răzvan Cuc este din București și are o experiență în politică de 6 ani, dintre care 4 la Giurgiu. La vârsta de 32 de ani, tânărul politician a realizat ceea ce își dorește orice tânăr, o familie frumoasă și o carieră de succes. Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să elimine limita minimă de asigurați pentru medicii de familie, astfel încât aceștia să-și poată înființa cabinete fără a fi obligați să aibă pe liste minim 800 de pacienți. Medicii cu experiență au păreri împărțite și spun că există și riscul producerii unor abuzuri. La ora actuală, pentru a avea contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, un medic de familie trebuie să aibă pe liste cel puțin 800 de asigurați. Eliminarea acestei limite ar putea favoriza medicii tineri. Este binevenit că medicii tineri care termină specialitatea de medicină de familie pot intra în sistemul medical cu cabinete necondiționate de numărul de pacienți, cum era până acum, este până acum, de fapt, pentru că acest proiect va intra în vigoare probabil de la 1 ianuarie 2016, era condiționat de minim 800 de pacienți să aibă pe listă și după aceea Casa de Asigurări încheie contract pe medicină de familie. Asta însemna pentru tânărul medic o alergătură, ca să spun așa, aș găsi pacienții timp de 3 luni sau chiar de 6 luni, ca să poată să încheie contract. Totuși există și riscul să apară probleme serioase în medicina primară. De proiectul promovat de CNAS ar putea profita centrele medicale mari pentru a obține bani de la casele de asigurări de sănătate în mod nejustificat. Îmi pare foarte rău, dar cred că noi nu prea mai avem medici suficienți ca să ne temem că o să apară peste noapte cabinete de medicină de familie ca ciupercile. Și tot din acest punct negativ face parte un lucru că probabil or să apară, sunt deja centre medicale în orașele mari, cum este în București, care sunt prevăzute cu cabinet de medicină de familie și, de fapt, există doar formal existența acestui cabinet, pentru că ei fac contracte cu medici de familie care au alte cabinete în alte părți, formal, ca să își poată ridica de la Casa de Asigurări de dreptul. Deci, după mine, trebuie într-un fel ușor controlate aceste cabinete care or să apară. Proiectul CNAS a fost lansat în dezbatere publică la sfârșitul săptămânii trecute. El mai prevede, între altele, că nu se va mai stabili numărul de medici de familie și de specialiști de care este nevoie în sistem, iar necesarul de investigații și de fonduri va fi stabilit numai de către autorități.
Tradiția spune că de sărbătoarea Sfântului Dumitru se pune varza la murat. Obiceiul provenit din bătrâni îi determină pe comercianții din piață să expună munți de varză. Deși mai sunt doar câteva zile până la Sfântul Dumitru, o parte dintre giurgiuveni au început de pe acum să cumpere cantitățile de varză necesare pentru sezonul rece. Dă-mi 20 și îți dai 50. Da. A, așa. Ca să-mi fac și o rost de aici. În piața centrală din Giurgiu ajung în ultima perioadă cantități tot mai mari de varză, mai ales că a început deja sezonul în care gospodinele pun varză la murat pentru iarnă. Piața este destul de bine aprovizionată, iar cumpărătorii au de unde să aleagă. Precupeții din piața centrală se plâng de faptul că, cel puțin deocamdată, vânzările merg prost, cu toate că a început sezonul conservării verzei pentru iarnă. Cum merge vânzarea la varză? Slab. Merge greu. Nu are omul bani, nu este sezonul, nu știm care este treaba. De câte zile ați venit cu varză pe piață? Aseară am descărcat. Acum să vedem, așteptăm. Așteptăm ce să facem. Tantri Floarea din satul Dăiță a venit cu varză pe piață de 5 zile. Aceasta spune că vânzarea a început să fie mai bună abia de astăzi, când încă de la primele ore ale dimineții a vândut în cantități mai mari. De câte zile ați venit pe o piață cu varză? De 5. Sunteți mulțumită de vânzare până acum? Nu. 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 Astăzi e prima zi, un pic așa de... Un pic azi. Dar așa nu. Este varză românească? Da, 100%. Și producție proprie. De cealaltă parte, clienții se declară mulțumiți și spun că varza este tocmai bună de băgat la murat atunci când o lași câteva zile afară. Câtă varză ați cumpărat? Am cumpărat 12 bucăți pentru că sunt singur și cred că mie mi-ajunge pentru iarna asta. Când o veți băga la butoi? Peste vreo săptămână o mai țin pe masă afară ca să mai lase, să mai moi. Da? Și pun o băg la butoi. De Sfântul Dumitru o puneți? Da. Respectați tradiția? Da, sigur că da. Prețul cum vi se pare la varză anul acesta? Satisfăcător. Da. Prețul unui kilogram de varză pornește de la 70 de bani și se oprește la 1 leu și 20 de bani. Însă, pentru clienții care cumpără mai mult, comercianții fac și reduceri. Cumpărătorii, dar și vânzătorii, sunt de părere că prețurile vor mai scădea în următoarea perioadă, dar asta numai dacă cererea va fi mai mică decât oferta. Și cum producția de varză din acest an a fost mult mai bogată față de cea din 2014, este posibil ca prețurile să scadă mai mult decât anul trecut. Cu două zile în avans, Tribunalul Giurgiu marchează Ziua Europeană a Justiției Civile, eveniment stabilit la nivel continental pe 25 octombrie. Ziua Porților Deschise este acțiune organizată mâine pe 23 de către tribunal cu scopul de a-i face pe cetățeni să înțeleagă modul de funcționare al justiției. Ziua Porților Deschise s-a propus la Tribunalul Giurgiuvean pentru vineri 23 octombrie, începând cu ora 9. Se marchează astfel, prin această acțiune, Ziua Europeană a Justiției Civile. Apropiata zi a Justiției Civile, marcată ca de obicei la 25 octombrie, prilejuiește Tribunalului Giurgiuvean organizarea unei acțiuni de tip Porțile Deschise. Mai precis, vineri, cu 48 de ore înainte de marcarea evenimentului, giurgiuvenii pot veni și asista la ședințele tribunalului fără a le deranja însă. Tribunalul Giurgiu va deschide ușile tuturor celor interesați să afle cât mai multe despre mecanismul de funcționare al instanțelor de judecată. Astfel, vineri 23 octombrie 2015, în intervalul orar 9-13, invităm pe toți cei interesați să afle despre cum funcționează o instanță de judecată să ne viziteze sediul din strada Episcopiei numărul 13. Scopul acțiunii este acela de a apropia pe cetățeni de justiție, de a ajuta să fie cât mai bine informați despre drepturile lor și modalitatea de funcționare a justiției de zi cu zi. Cetățenii interesați vor fi acceptați la eveniment numai în baza unui document de identitate, putându-se prezenta și în grupuri organizate, mai ales în cazul elevilor. Vizitatorii vor fi însoțiți de persoane desemnate pentru a face parte din grupul organizator, fără a se perturba astfel activitatea curentă a instanței. Reprezentanții Partidului Social Democrat al Tinerilor se pregătesc de petreceri. Astfel, ziua de Halloween va fi sărbătorită în stilul specific, cu măști cât mai înfricoșătoare. După această petrecere va urma alta, în cadrul căreia vor fi premiați câștigătorii balului bobocilor din fiecare liceu.
Tinerii PSD sunt puși pe distracție. Reprezentanții organizației de tineret pregătesc în această perioadă două petreceri inedite. Prima va avea loc pe 30 octombrie într-un club din municipiu, unde toți cei care își doresc să participe au posibilitatea să-și etaleze costumațiile exclusiviste. Am ajuns deja la ediția a patra. Vom organiza o petrecere. Petrecerea va fi pe data de 30 octombrie, începând cu orele 22, la clubul Vogue, Steaua Dunării. Ce să vă mai spun? Vom premia cele mai interesante costume în cadrul acestei petreceri. Vom avea parte de mai multe premii, surprize și tombole, exact cum am făcut și în celelalte ediții. După petrecerea de Halloween, organizatorii pregătesc un alt eveniment în cadrul căruia vor fi premiați câștigătorii balului bobocilor din fiecare liceu. Vreau să mai anunț și cu această ocazie că imediat după această petrecere vom avea loc un bal organizat de către noi, se numește Balul Balurilor, în care vom invita câștigătorii tuturor balurilor bobocilor din fiecare liceu să concentrăm, să câștige și să alegem cei mai buni dintre ei. Va fi o petrecere la fel pe cinste. Ambele evenimente vor fi anunțate și pe rețelele de socializare. Organizatorii au precizat că le vor posta celor interesați toate informațiile necesare. Foarte tânăr fotbalist profesionist trecut prin Academia lui Hagi Yanis este fiul marelui sportiv român care a dus faima fotbalului nostru pe meridianele globului. Yanis Hagi este născut pe 22 octombrie 1998 la Istanbul. A activat în echipa de tineret a țării noastre până în 2015. Din același an a trecut la seniorat și are mari șanse să calce pe urmele tatălui. Pregătit la Academia de Fotbal a tatălui său Gică Hagi, Yanis are toate șansele să urmeze o carieră fotbalistică asemănătoare cu a tatălui său. Tânărul de doar 17 ani a venit pe lume la Istanbul pe 22 octombrie 1998. Este jucătorul viitorului Constanța, împrumutat de clubul italian Fiorentina, în principal ca mijlocaș ofensiv. Ziua de 29 mai 2015 este legată de marcarea primului gol al tânărului Hagi ca senior, un eveniment de referință într-o carieră de fotbalist care nu avea nici măcar 17 ani împliniți. Evenimentul se petrecea într-o partidă a viitorului cu echipa din Botoșani. Centrarea lui Gavra și gol! Yanis Hagi! La primul său meci ca titular în Liga 1, Yanis Hagi marchează pentru 3-2 și, așa cum era și firesc, primul om pe care îl îmbrățișează este tatăl său. O imagine memorabilă. Numele Hagi merge mai departe în fotbalul românesc. Yanis Hagi cu execuție extraordinară. De la el a plecat acest contraatac. O lansare pentru Gavra. Foarte inteligent Gavra. Așteaptă, nu se grăbește. Întoarce mingea și de undeva de la 11 metri Yanis Hagi îl execută pe portarul Lazar. Yanis Hagi a marcat al doilea său gol în Liga 1 împotriva echipei ACS Timișoara și talentul său îi face pe mulți specialiști din lumea fotbalului să creadă că juniorul va călca în viitor pe urmele regelui. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo. De la 19 și 45 de minute, Gelu Brebenel vă așteaptă la nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate, iar tema este Mai putem visa în România. Invitați colegul nostru Alex Iordănescu, reîntors acasă după o ședere de 4 luni în America, și eleva Laura Cernea, o tânără solistă giurgiuveancă, invitată să cânte anul acesta în deschiderea celebrului festival de la San Remo. Nu ratați de la ora 21, emisiunea E timpul să vorbim în direct cu Florina Drăgulin. Sunt Nicole Tapană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
Deși Astra Giurgiu are probleme serioase din punct de vedere financiar, Marius Șumudică și-a mobilizat extraordinar jucătorii care sunt pe primul loc în Liga 1 după 14 etape, având un avans de 4 puncte față de viitorul Steaua și Pandurii. Cu 16 goluri primite, mai multe chiar și decât Petrolul, care ocupă ultimul loc în Liga 1, Astra a făcut însă diferența pe plan ofensiv cu cele 25 de goluri marcate. Echipa antrenată de Marius Șumudică este de altfel singura care a marcat în toate cele 14 etape de până acum. Cu toate acestea, Marius Șumudică nu are motive de optimism. Prestanțele financiare pe care le-au de primit jucătorii apasă tot mai mult, iar antrenorul giurgiuvenilor se teme să nu piardă jucători importanți. Cu toate acestea, dacă problemele financiare se vor rezolva, Șumudică spune că va fi foarte ușor ca Astra să își atingă obiectivul. Ne batem la titlu, nu pot să spun că iau titlul, dar cu siguranță dacă lucrurile se rezolvă cu banii, nu știu dacă să se rezolve la zi, să se mai dea ceva din banii respectivi și cred că se vor face eforturi să se dea, eu spun că îmi voi atinge obiectivul într-un picior, să termin între primii, a declarat antrenorul Astrei. După tragerea la sorți pentru etapa a doua a Cupei României la nivel județean, Dunărea Giurgiu va înfrunta din nou Unirea Izvoarele pe teren propriu. Cele două echipe s-au întâlnit de curând și în campionat, giurgiuvenii obținând victoria cu 3-1. Noi am tras biletul, să zic așa, care ne-a dus în fața celor de la Unirea Izvoarelor pentru deja a doua oară, acum în faza a doua a Cupei României. Va fi un meci de angajament, cum a fost cel din campionat. Acum, singurul impediment, zic eu, că va fi vremea care se anunță destul de urâtă la ora meciului și probabil terenul va fi destul de greu. Evoluțiile noastre au fost constant bune. Băieții se pregătesc la fel pentru fiecare meci. Chiar dacă acesta este un meci de cupă, pentru noi la acest nivel va fi un meci de care îl vom aborda la fel ca și pe un meci de campionat și n-ar avea de ce să-l tratăm altfel. Programul celorlalte meciuri din această etapă a Cupei României este următorul: Zmeii Ogrezeni, Arsenal Malu, Viitorul Puieni, Petrolul Roata, Progresul Valea Dragului, Real Colibaș, Avântul Florești, Argeșul 2009 Mihăilești. Jocurile se vor desfășura pe 28 octombrie de la ora 15:30 într-o singură manșă pe terenul primei echipe înscrise în program. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii octombrie în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu orări în prima parte a zilei în sudul țării, unde pe arii restrânse, mai ales în lunca Dunării, va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral și pe crestele înalte de munte. La Giurgiu vor fi condiții de ploaie în prima parte a zilei, iar după amiază norii se vor mai împrăștia. Maximele termice vor ajunge la 14 grade Celsius în Giurgiu, Comana și Hotar, și până la 13 grade la Mihăilești și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 14 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 63%. Apele Dunării sunt în creștere cu 40-50 de centimetri, cota probabilă fiind 200 centimetri.